Dacă vrei ceva, du-te și obține. Luptă pentru ceea ce îți dorești. Nu lăsa nimic în voia destinului. De mic, actorul și prezentatorul Emilian Crețu a avut un vis pe care l-a protejat, l-a crescut și l-a materializat. Pentru că a știut că poate. Dragii mei prieteni, vreau să vă zic o chestie foarte importantă. Eu cred că fiecare om trebuie să facă ceva în viața asta cu care să se mândrească 100%. Iată, eu am făcut deja acest lucru. După cum observați, mulți ani în urmă aici a fost o fântână. Fântâna copilăriei mele, când mă trimitea mama și tata după apă și mi-era o ciudă că nu am fântână în ogradă. Din păcate, această fântână a secat. Și așa cum am înțeles eu de pe la babic, noi oricum ne conducem, vrem, nu vrem, cu ceea ce zice lumea. Se spune că dacă fântâna seacă, trebuie să o astupi cu condiția că faci o răstignire. După cum bine știți, eu sincer nu prea postez pe internet cum mă duc la biserică, cum mă duc pe la, nu știu, mănăstiri, ceva de genul ăsta. Eu cred că Dumnezeu există și îi mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce face pentru mine. Această răstignire chiar am făcut-o pentru că așa am simțit eu, mai ales că aici este o intersecție și se spune că la intersecție trebuie neapărat să fie o răstignire. Aici a fost și o fântână și cumva și în memoria și al tăticu, al bunelu Anton, al bunelu Emilian. Nu vreau aici să dau tare multe patetisme, am făcut-o, sunt mândru de ea și sunt mândru de oamenii care vor veni aici și își vor face semnul crucii și se vor gândi la ceva sacru, dacă pot să zic așa. Vreau să vă zic acum cu mâna pe inimă și fără niciun fel de patetism. Eu nu am investit doar în casă. Eu am investit în primul și în primul rând în visul copilăriei mele când eram mic și când ziceam, când am să cresc mare, am să fac, hai că mă apuc emoțiile, nu, am să fac o casă foarte frumoasă, o casă plină cu flori și am să demonstrez în primul și în primul rând mie că of, măi, Emiliane, că dacă îți dorești ceva din toată inima ta, cu siguranță se va îndeplini. Eu vreau să mulțumesc, nu știu, lui Dumnezeu, cerului, oamenilor care mă susțin, oamenii care mă încurajează și în fiecare zi zic, Emilian, tu ești foarte bravo în ceea ce faci, tu dai o doză de energie pozitivă și asta chiar m-a făcut să fiu aici, acum, cu această răstignire, cu această casă, așa că hai să vă îndeplinesc dorința. Emilian, vrem să vedem rezultatul final. Go! Am plâns o leacă. Las și... Am fost educați să credem că trebuie să apară un cineva care ne-ar putea ghida în viață. Și în același timp uităm că acea forță de care avem nevoie se ascunde de fapt în fiecare dintre noi. Când eram mic, credeam în superstiții. Acum nu mai cred. Mi-a trecut o mânță calea. O pisică. Ok. Eu, dacă sincer, mă consider un om foarte norocos. Un om care... Norocul, eu cred că ți-l faci și tu cu mâna ta, din moment ce muncești, dar citise-mi eu odată că este foarte important atunci când gândești pozitiv și ești pozitiv, tot pozitivul din lume o să vină, e ca un fel de bumerang. Nu vreau acum să iasă că dau povețe de viață, dar din moment ce gândești pozitiv, tot o să se întoarcă pozitiv asupra ta. Mai citise-mi iarăși încă o dată ceva, o chestie că ura îmbătrânește creierul. Iată, eu vreau să zic, dragii mei, creierul meu nu o să îmbătrânească niciodată, pentru că eu sunt un om care iubește tot. Iubește și oamenii buni, și oamenii mai puțin buni, și oamenii care mă invidiază, și oamenii care mă urăsc de moarte și nu înțeleg de ce. Din moment ce nu-ți place de un individ, de o persoană, mergi pe drumul tău, lăsați-mă să merg eu pe drumul meu, pe care l-am făcut. De câteva săptămâni, satul Negureni a devenit la un pas distanță de Chișinău. De fapt, puțini își mai amintesc că o bucățică de Chișinău trăiește chiar în buricul Negureniului. Explicația e simplă. Încă o chestie foarte importantă și care cred eu că este un bumerang. Eu când eram mic ziceam, vreau casă mare, de ce la noi în sat nu sunt străzi? Și iată că au trecut vreo 500 de ani, mama mi-a și-a făcut în sfârșit actele pe casă și m-am pomenit că noi, de fapt, în Negureni avem străzi și ia, da, recunosc că cu asta sunt mândru și mă laud, sunt primul om din Negureni care și-a pus stradă și suntem pe strada Chișinăului, nu este strada aleasă de mine. Eu când eram mic îmi doream să trăiesc în Chișinău și uite cum a trecut timpul. Și eu, de fapt, locuiesc pe strada Chișinăului încă de când eram la mama în burtă. Strada Chișinăului nu este un moment meu. Mama mea și-a făcut acum recent actele pe casă. Și când am primit de la cadastru casa din Negureni, scrie negru pe alb, Negureni, Raion Trenești, strada Chișinăului 2, pentru mine a fost șoc.
Cum? Adică noi avem străzi în Negureni? Vă dau un imbold. Dacă nu costă foarte mult această plăcuță, vă duceți și voi, faceți o plăcuță și aș vrea ca tot satul nostru să aibă străzile pe care le are, într-adevăr, în acte. Ca să mai păstrăm un pic din suspans, revenim cu vreo 3 ani în urmă, în aceeași curte, cu același personaj la mijloc. Acasă la Emilian deja se simțea vântul schimbărilor. Era în plin proces refacerea casei părintești. Ce-i gospodarilor, noroc! Noroc! Eu de 2 ani de zile sunt în construcții, gard, nu știu ce e casă. E ca s-a pus la balcon să așteaptă. Bună ziua! Deci o să încep mai întâi cu mămica. Salut! Deci ea este mămica Anastasia sau Nastea, dar eu de obicei când vin acasă zic noroc Miss Negureni, e pentru mine este Miss Negureni. Așa, continuăm cu sora mea Marina, de care spunea doamna Elena că și ea a învățat-o, e fost și ei profesoară și comoara mie. Asta este minunța. Dar fi în viață, bunicul Anton s-ar minuna la ce mănăstire a ridicat nepotul lui minune. Dar știa el ce bob de om se ascunde în el. Îi găsați moarte să zâng. Se lucrează, omul dacă te lucrează mai bine. Are gust de mâncare, are gust de băutură, are gust de tăcerea. Apropo, primul lucru care l-am făcut, am verificat lejanca. E la locul ei, neatinsă nici de muncitori, nici de vremurile care poartă amprenta unei copilării frumoase. Fiecare familie din Negureni are un astfel de cuptor sau lejancă. Uite că noi am copilărit aici, chiar dacă avem casa mare unde sunt 3 camere, unde noi tot timpul am copilărit aici, aici am dormit toți 4 copii, și mămica și tăticu, toți am încăput aici. Și pentru mine, chiar când eram mic, eu permanent nu aveam spațiu și încercam să înțeleg de ce oamenii își fac case și toată viața locuiesc în cuhne sau clădăucă sau ceva de genul ăsta. Nu înțelegeam. Deseori mă întreabă cineva, Emilian, pentru ce faci reparații și atâția bani aduci în casa de la țară? De fapt, eu această casă o fac așa cum am vrut eu să fie ea când eram copil. Pentru că dacă eu n-am avut parte de niște condiții mai bune, acum am să încerc să fac condițiile mai bune pentru mama mea, pentru familia mea, pentru copiii mei poate, de ce nu? Așa zisa, cuhne cu lejancă o lăsăm pe final de emisiune, că și acolo e loc de povestit. Între timp, Emilian e gata să desecretizeze imaginile pe care le-a ascuns de fanii lui, care nu mai pot dormi de atâta curiozitate. Chiar dacă pentru unii acest filmuleț o să zic, hai, las, nu o fă tu pe boierul și ta bogăția, acest filmuleț este despre cu totul altceva. Acest filmuleț este despre dorințe, acest filmuleț este despre vise și despre familia la care țin eu foarte mult. Eu de obicei când vin acasă, primul lucru care îl fac și mamne pentru asta, of, Emilian, te rog, lasă-i, dau drumul la câini. Așa că hai să dăm drumul la câini. De ceva timp, acești dulăi țin locul animalelor de curte, dar n-au detronat-o pe capra Manea, care de astă dată n-a fost găsită la locul filmărilor. Hai, atent, 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 hai, gata, 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 hainele curate, paraziții, vin la mine, vin. Asta-i Mara, Muc, ne, Muc, Muc, ne, Muc, vin la mine. Așa. Gata, liniștiță-vă. Cine frumusă e? Gata, 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 liniștiți. Hai, gata. Puziți de aici. Nu mușcă, nu mușcă, nu vă temiți. Asta Nina, tu l-ai învățat să stai în brațe de când era mitel și numai acum ne prinde că suntem așezați, el trebuie să vii să stai ca un picior pe mamă și un picior pe mine. Am să vă zic un secret, iubitul secret al mamei este Muc, mănica, hai să-l vindem, hai să-l dăm cuiva, că a mâncat la puișor de pe mahală, nu știi să-i faci. Asta, i-am plătit? Da. Probleme cu mahala nu ai. Da, am dat păsări de la mine, mă pot, am dat bani, numai că mi-e plăcut. Mănica păsările nu le-am plătit. Toți grămăjoare, așa cum le place crețoșilor, ne așezăm frumos pe prispa casei părintești, pe care nu mai recunoști dacă privești pozele din trecut. Acum e simplu, faci fotografii când vrei, cu ce vrei, cu de care telefon vrei. Venise Nana Fiodora de la Moscova și înainte să ai aparat de fotografiat și mai ales eu, când vedeam un aparat, Nina când era mitic, eu nu vrea să fotografiez categoric, plângea până îi ieșesă din nări. Dar eu când vedeam un aparat de fotografiat, hai să facem fotografie. Și mulți se întrebau, dar Emilian, tu care ești în poza respectivă pe care o vedeți și voi acum? Eu nu eram, pentru că eu am făcut fotografia dată, era Ninuța, tăticul Dumnezeu să-l ierte, mămica, Nina era mititică, zoioșică. Nu mai mică,
Nu, mult, eram mult mai mică. Lavinia nici din gând nu era. Aici era prispa de lemn pe care eu spuneam că era... Și-am intitulat poza respectivă Sărăcie lipită cu scoci. Pentru că... Mama, eu am să zic, ce să fac, asta e. Și din păcate nu era sărăcie doar la noi, era la foarte multă lume. Și pentru mine ce era cel mai dureros era că atunci când... Pentru că eu sunt un om foarte primitor. Mie îmi place să primesc oaspeți, chiar dacă recent au fost la mămica niște fani de mei, au intrat în o gradă, scuzați-mă, eu vreau să văd întrește Emilian Crețu. Și când erau sărbători, cum ar fi Hram, Paște, noi, oamenii normali spălau geamurile, puneau perdelele frumușel, dar noi ce făceam? Lipeam pe clioanc, așa cum se spune înainte, pe geamuri, pentru că nu era sticlă, era spartă, bani nu era de sticlă, și cu pioneze trebuia să lipim ca și cum acolo e geam. Prispa era, ia uitați-vă, Muc, tu nu ești mâță, dă-te jos din... el o să vă sară în cap. Prispa era destul de veche, noi ce făceam? Ca să camuflăm, pentru că dimitel încercam să găsesc soluții pentru ca să arate cât mai estetic tot. Și unde era gaură la prispă, puneam scoci, el se ținea exact 2 zile cât durează hramul, 3 zile cât durează hramul și dădeam cu vopsea ca să arate un pic mai altfel. Mulți spuneau că, Emilian, tu mai vine de bani ăștia, îți cumpărai casă nouă sau mai vine de bani ăștia, stricai casa până la temelii și îți făceai alta nouă. Dragii mei, eu nu am vrut o casă nouă, eu am casa mea. În pereții aceștia oricum păstrează acele amintiri frumoase, acele zgomote, chiar din păcate și acele certuri. Nu-ți faci nimic. Mara, vine la mine. Mara, vine cu așa. Vine aici la mine că eu te stăpân. E că și cumva aici... Gata, ieșim din minți. O leacă numai, gata, să vă vadă lumea, măi, că sunteți bravi. Hai, gata. Hai, dați drumul la poartă, vezi că m-aș duc amuși la vecini după găini. Hai, a scoșit-o. Fugiți! Gata! Hai, ori stăm liniștiți, ori nu știu. Bun, așa. Și de ce nu am vrut să... Fugiți de marș! Gata! I-ați văzut? E câtei. În fiecare zi asta fac. Asta este mica lor plăcere. Și zic, nu vreau să dărâm pereții, pentru că pereții erau foarte buni. Și eu cumva cred în tot ce înseamnă sentiment, tot ce înseamnă familie, tot ce înseamnă dragoste față de familie, față de locul sfânt pe care îl am. Și am zis, dacă stric pereții, cumva o să mă simt eu, ceva s-a rupt din mine. Și am păstrat toată arhitectura, numai că am făcut perestroică, vorba românului, toată construcția asta de aici, baie și bucătărie. În sfârșit, anul ăsta mămica are baie în casă și bucătărie. Dar unde era baia, doamna Anastasia? Baia era în vănuță. În vană, îi punea câte lună, îi spălam, te-am trecea cealaltă. Și așa am crescut copiii, cu vană. Am înțeles, dar în general, de asta vă simțiți așa comode, că în tot ce s-a întâmplat în... Nu vă simțiți cumva străin în curtea asta? Da, pe o parte parcă e așa, într-adevăr că mă sunt străină, da. Dar dacă știu că a făcut Emilian cu atâta dragoste și cu atâta din suflet și aici o depus, el nu mă simt străină, sunt fericită, mă bucur și Domnul să-i dea sănătate. Să mai zică cineva că băiatul ăsta nu e putre de noroc. La nașterea lui, un preot din sat i-ar fi prevestit un viitor luminos. Mama abia mai târziu avea să-și amintească de vorbele părintelui. Nastia, știi ce mi-a spus mie preotul ăsta? Da, și-a spus. Copilul ăsta a să aibă mare noroc în viața lui și a să-l știe o lume întreagă. Atunci n-am tras atenție, copilul mic, nu știam încă. Când Emilian a început să învețe, el spune că mămică, uite, m-am întâlnit cu o femeie, uite așa, ne spune, uite așa, uite așa. Și pe mine ne-am amintit de chestia asta. Și într-adevăr se vede că acel preot a văzut ceva la dânsul, el era micuț, eu chiar nu-mi dădeam seama cum putea el să înțeleagă copilul ăsta să fie așa un om, să știe lumea, așa să fie tare bogat. Și aici în astea bogătașa. Da. Și uite, eu știam că el într-adevăr o să fie așa cum a spus preotul ăla, Dumnezeu să-l ierte că el de acum nu mai este în viață. Eu am vrut chiar să mă duc să văd, să vorbesc cu dânsul, dar el nu mai este în viață. Și apoi, e păcat să te plângi că n-ai fi în centrul atenției având atâtea femei în jurul tău și toate sunt ale tale. La momentul actual am 4 fete. Sunt fetele din viața mea pe care le iubesc
pe una mai mult decât pe cealaltă. Când o să vină, soția o să vină, dar filmulețul nu este despre ea. Noi cumva am încercat să reconstituim fotografia pe care am pus-o pe internet și am primit foarte multe comentarii pozitive, foarte multe emoții pozitive. Asta este cabina noastră de duș și jacuzzi-le nostru, o poză cu Nina, dar noi creșteam, dar vana, din păcate, nu creștea. Eroina principală, mama sau Nastea Bogătașa, așa cum au rebotezat-o unii săteni cu gură spartă, se pierde prin curtea nouă. Când am început noi să facem reparația asta, eu sunt Nastea Bogata. Nastea Bogătașa. Și, da. Na, din păcate, gura lumii nu poți să o astupi cu nimic. Niciodată. Și am zis, mama, lasă lumea să vorbească și ai de vorbit, tu tăiește-ți tinereța, pentru că la mine e mama tânără, eu vreau să o mărit. Vecinii nu prea vorbesc cu mine, stau așa mai la o distanță. De ce? Eu simt că ceva s-a schimbat între dânsele, nu știu de ce, dar nu-i cum a fost. Nu, dar normal, dar dacă ești Nastea Bogătașa, cum vrei tu, la lumea nu mai vrei să grăiască cu tine. Și numai ea știe ce responsabilități a avut pe umerii sensibili. O armată de meșteri îi se subordonau, iar mama, dis de dimineață, primul lucru care îl făcea, își verifica tensiunea, la câte griji o cuprinseseră. Am avut oameni mulți la loc, eu singuric, nu putem să... Mă apucam să facă mâncare și meșterii, doamna Anastasia, dați-mi vă rog un săriseu, dați-mi vă rog un șocale, păi am făcut mâncarea, foga încolo, foga încoașe, iar trebuie să iau mâncare, era foarte greu, era cald, tare greu. Lăvinușca era la Italia, la mamsa, eram chiar într-adevăr singurică. Trebuie să vină o soră de-a mea, nu a putut să vină și tot. Tot m-am descurcat. Am avut cel mai mult 15. 15 oameni. 15 bărbați te-i hrănești. Da, vecinii erau și ei la lucru, dar nu vineau, că au zis că trebuie să încapă, ești străin, pe urmă eu și rămânem mâncare, le ducem lor acasă, mănânci și nu încă pe la masă. Și ideea care este că toți meșterii care au lucrat aici și au zis că nu este obligatoriu să-i hrănim. Dar mămica zice, Doamne ferește, cum să nu-i hrănim? Ei sunt oaspeții mei, chiar dacă lucrează aici. Da, mămica au insistat ca să-i hrănească și dimineața și la amiază și seara să fie așa cât mai... Așa m-am deprins cu dâns și parcă erau copiii mei dimineața, bună dimineața și făceam ceai, mâncare. M-am simțit foarte bine. Dar dormeau pe aici, da? Da, dormeam în cuchne. Da. Și mă simțeam foarte bine. Era mai interesant, dar pur și simplu când l-a făcut mâncare și când trebuie să așați farfurile, astea, lingurile, furculițele, era foarte greu și era o căldură, la mine se ridica tensiunea, zic, Doamne, ajută, Doamne, pe toată lumea și pe mine să fie bine, scoatem la capăt. Și așa am pornit. Fața cea mai tare este mămica, când au venit meșterii, peste două zile, auzi, Emilian, meșterii îmi zic doamna Anastasia și eu nu știu cum, că mama mea nu prea este în sat, nu se spune doamna, se spune, fana asta, vă Ioane sau vă Borea. Și mie îmi spune doamna Anastasia, dar cum vrei dacă ești doamnă? Altfel cum să zică? Știți, prima dată când am auzit, zic, doamne, Emiliano, uite cum mă numesc băieții ăștia. Dar niște băieți, dar eu prima dată când au venit, zic că și-o să fac copiii ăștia, așa, tineri. Dar uitați-vă și-o ieșit din mâinile lor. Aveau mâini de aur, într-adevăr. Și-o sculau dimineața, mai dimineața, stăteau până noaptea târziu. Au lucrat foarte bine, și cu acoperișul, și cu pereții. Dar ograda, în trei zile, eu și-o dispărut din ograda la mine. Trei zile. Dar știți, nu lucrau, dar alergau. Fugă încolo, fugă acasă, fugă acolo, fugă acasă. Dar ce-ai făcut tu odată când ai întârziat cu mâncare? Și am făcut... Asta Nina trebuie să povestească. Nu știu, nu știu. A, ia ca Nina o să las povestească, eu nu mai țin minte. E tare sensibilă și în cazul în care greșești. Într-o zi, eu obișnuia să-i hrănească la ora 1. Ora. Fix ora era. Și într-o zi s-a întâmplat că a întârziat prânzul cu jumătate de oră. Și maica mea, el nu se putea liniștea și tensiunea, cred, probabil era 200. Peste 200. Peste 200 și e deja s-a liniștit, i-am hrănit, zic, mama, liniștește. Și spune că Ninuța, până și n-a fost într-un colț și am plâns, o leacă, nu mama. Că deși și-o permis, mamica e foarte corectă în tot ceea ce faci și în tot ceea ce gândești și spune. Meșterii la ora 1 trebuie să-i hrănească și eu întârziat, i s-a ridicat tensiunea, murie pe acolo, plânge într-o parte, că ce-am să zic oamenii spre dânsa, că nu au reușit să-i hrănească la timp. Aici e cazul să menționăm că Emilian a avut mare noroc de profesioniști cu mână de aur și imaginație cât încape în ei de la fațade 3D, care i-au oferit consultant și asistență chiar și după predarea obiectului. Au venit cu servicii de calitate efectuate de meșteri cu experiență, au folosit doar material de brand și au dat dovadă de o deservire impecabilă, respectând termenii prestabiliți.
Apropo, acoperișul de pe strada Chișinăului din satul Negureni se vede de la o poștă. Cauți și tu unul la fel? La Montaco, fii sigur că vei găsi tot ce căutai. Ba mai mult, compania Montaco îți oferă acoperișuri la cheie. Cei 10 ani de activitate și lucrările realizate sunt cartea de vizită a companiei. Până și specialiștii în construcții cer sfatul lor referitor la noduri complexe la acoperiș sau implementarea materialelor și a tehnologiilor noi. Cu peste 200 de montări de acoperișuri în Moldova la cheie per an, personalul calificat ține cont și de sugestiile fiecărui client. Revenind în curtea familiei Crețu, doar Maria, sora mai mare stabilită în Italia, habar nu avea despre ce se întâmplă acasă. Secretoșii au ținut toate detaliile departe de ea. Rugam pe Lavinia, trimite-mi o poză. Nu te mai iubesc, nu mai mergi în Italia, nu îți trimite nicio poză. O sun pe Emilian și zic, asta a fost lecțiile tale, să-mi trimite. Zic, bun, nu-mi trimiteți. Mi-am luat valiza frumușă. Și am venit acasă. Tu dacă nu-mi trimiți poze, te duc la internat. Oamenii mi-au zis că eu am zis, la Vinia, dacă mama cere poze, nu-i dau. O să vadă rezultatul final când o să vină acasă. Dacă trimiți pe bucată, nu o să înțeleagă foarte bine. Dacă m-ați întrebat pe mine care este locul cel mai sfânt, este cuhnea. Și am zis, orice nu s-ar întâmpla, orice construcție ne-am face, cuhnea o să rămână așa până la... Locul cel mai frumos pentru mama, o să vi-l arăt, este în deci. Într-o familie normală, o reparație se sfârșește cu mare tâmbălău și minimum cu un scandal să stea pe la garduri toată mahalaua. În cazul lor, totul a decurs cu multă implicare și înțelegere. Eu tot ceea ce fac întotdeauna, în primul rând, mă consult cu familia. Pentru că mie îmi place, de exemplu, poarta asta, asta sau asta. Și facem soviet sătesc. Eu propun poarta asta. Nina zice că e ok sau Marina zice că poate aslantă și ajungem la numitor comun. Eu niciodată, mie nu-mi place să iau doar eu deciziile. Chiar dacă în mare parte asta se întâmplă, dar întotdeauna dau prioritate și fetelor mele care le iubesc. Am fost împreună și am ales pavajul. Culoarea la casă. Toți oamenii au poze la covor persischi. E că aici este mămica cu Ninuța. Aici da mămica cu Marina. Așa, casa cum era înainte. Și tăticul, și toate pozele care le avem noi așa cu casa cum era. Avem foarte multe. Faza cea mai tare, dar eu trebuie să zic asta, este că când am început asta primăvară să facem reparații, am dat jos acoperișul, am ridicat sus și noi de obicei avem cuiburi de rândunele. Și veni o familie nouă și făceau căsuță și mame în fiecare dimineață le ruga, vă rog frumos, dușeți, veniți la anul. Și noi stricam cuibul ăla și iarăși mămica, nu știu ce să le fac, mămica tot timpul vorbește cu păsările, cu animalele, cu rândunielile, prințesele mele, vă rog, veniți la anul, că eu azi vă aștept. Și grăie cu rândunielile și elea și le obliga să se duc și ele oricum vin eu. Mă temem să n-aibă ouă să, și acolo și să le strecă îi pare. Am controlat să vedem să nu așa, zic, Doamne, să nu vină, să nu facă aici la noi, zic, le alungam, oricum ele vineau. Stricăm casa și noi stricăm, și ca să nu ne stricăm casa lor, deja făcută cu ouă acolo, mai bine să nu le permitem să facă în altă parte. Chiar exact perioada când ele construiau căsuța și în două zile era să fie gata. Acum, pe bune, copiii din ei se bucură și sărbătoresc la propriu. Doar cel care a știut greutățile și neajunsurile poate trăi bucuria împlinirilor și a schimbărilor. Deci era drămat, era tare urât și eu obișnuiam mai bine... Zic, mai bine să mă duc la magazin, îmi iau o sticlă de nu știu ce... O sticlă de apă dulce și niște biscuiți și chemam prietenii colegii la magazin, nu acasă. Prima dată acasă am sărbătorit ziua de naștere la 16 ani, când era ok. Sincer, pentru mine chiar a fost asta o dramă pe care am trăit-o mulți ani înainte de și... Cred că la toți din familie. Și eu fiind un om deschis, eu tot timpul vreau să am oaspeți, tot timpul vreau să am prieteni în jur. Și când se întâmpla să fie vreo sărbătoare de genul ăsta și când eu zic, dar nu pot să-i chem, pentru că nu, din păcate părinții nu și-au putut permite, dar erau și timpurile foarte grele. Atunci, ca să ai poartă sau gard bun, trebuia să lucrezi la Moscova sau peste hot, sau să furi. Și ceea ce mă bucură foarte mult, chiar dacă eu când eram mic, o criticam pe mama mea, că de ce nu se duce și ea peste hotare, să ne dea niște condiții mai bune, acum eu recunosc că eu sunt mândru de mama și de alegerea ei pe care au făcut-o și care o stat acasă tot timpul ne-o dădăce, tot timpul ne-o învățat să fim oameni buni, oameni cinstiți, oameni care au încredere în ei.
Pentru... Probabil că acolo la Cuișor, la biserică, noi spunem așa. Da, 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 pentru da. Că noi acolo mâncăm, noi acolo discutăm, noi stăm până noaptea și da, da. Povestim. Acolo e ca și cum... Nu știu, locul nostru unde ne sfătuim, luăm decizii, ne întâlnim întotdeauna acolo. Probabil că acolo e cel mai special. La bine, ții unde îți place? Grădina. De ce anume în grădina îți place? Că mănânc multe. Nano s-au pus... Noi când eram mici nu prea aveam copaci de cireșe din astea primili, de abricoși, piersici. Și eu am chiar și copac de migdale, am copac de cachi, am tot felul de copaci. Dacă se primea să crească și în Moldova banani, era să fie și copac de banani. De la Emilian Crețu. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună că nu poți face ceva. Dacă ai un vis din copilărie, încearcă din răsputeri să-l realizezi și fă-o cu maximă corectitudine față de tine și cei din jur. Mămica mă ducea la grădiniță, eu plângeam pentru că nu vroiam să mă duc la grădiniță și când ajungeam lângă grădiniță, eu ziceam, mămica, dacă vrei să nu plâng, zi-mi povestea pe care eu tare mult o iubeam și am să vă zic și vouă, ea este foarte și foarte scurtă. Era odată o babu și un moșneag și ei erau foarte gospodari, aveau un lan foarte mare de varză. În fiecare dimineață era un iepure foarte ștrengar care fura câte o varză, câte o varză, câte o varză. Și baba îi zice moșneagul, măi, este un hoț care fură și nu înțeleg de cine fură varza noastră, hai să-l prindem. Moșneagul s-a pus la pândă, dimineața l-a prins pe acest... iepure, l-a chemat în casă și i-a zis, eu țin minte că, și acum cuvintele mamei, și i-a zis că nu trebuie să furi, dacă vrei să obții ceva, ori faci tu, ori ceri. Și baba și moșneagul i-a dat o varză mare, mare și el s-a dus acasă cu varză și el să-și hrănească copiii lui. Și pentru mine asta a fost povestea care m-a marcat și de atunci eu știam că dacă vrei să faci ceva, să faci cu mâinile tale, ceri, nu trebuie să furi, trebuie să fii un om cinstit. Duce-o până la toamnă, Leliță Ioană. De-aș mai duce-o până la toamnă, Leliță Ioană. Apropo, marea lui mândrie este roada de poamă, care, slavă celui de sus, are dulceața copilăriei lui. Eu cred că e gata cu uitatul în fotografii. Dacă tot e sezonul toamnii, eu sunt bogat, am acasă vie pusă de bunelul Anton Dumnezeu să-l iet. Eu spunea, voi trebuie să-ți curpăm de oameni buni și voi trebuie să aveți vie acasă, așa că mergem la cules poama împreună cu Lavinia. Vița azi de vie este pusă de bunelul. Cum se numește poama asta, Lavinuș? Lidia sau căpșună? Neagă, bravo. Dar tu de care gen bei? De căpșună neagră sau albă? De amândouă. Albă. A, tu alb ei? Albă și neagră, așa-i? La vinuși doamne jivătă? E ca și domnul Lungu filmează. Și în câteva zile o să vedeți rezultatul final. Ia că atâ! Dar eu nu mă pot ține, Leliță Ioană, că m-am jurat că nu-i mai pe Leliță Ioană. Și eu nu mă pot ține, Leliță Ioană. Nu te mai saturi să vezi muncind ca niște albinuțe. Inclusiv în astfel de momente, mama își dă seama cât este de bogată. Nu pentru că ar fi investit în palate sau în boarfe, ci și-a investit toate forțele vitale în oameni. Această femeie este atât de cuminte și de sinceră. Nici nu e de mirare că Dumnezeu o iubește și poartă de grijă. Mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat așa copii... care m-au ascultat și mă ascultă și de acum înainte.
care mă stimează și datorită lor, la copii, eu am timp liber să mă duc să mă rog pentru sănătatea lor și pentru toată lumea. Când eu când fac rugăciunea, eu nu fac numai pentru copiii mei, dar fac pentru lumea întreagă. Ca Bunul Dumnezeu să aibă grijă de dânși și să fie sănătoși, să ne întâlnim cât mai des. Eu când am venit aici la Negureni, am găsit această icoană de la socrii mei, e foarte veche. Eu am păstrat-o, am readus-o am făcut-o mai frumoasă. Și zic că trebuie să-i găsesc și pentru dânsa un loc bine pus la locul lui. Și am pus-o aici. Și acum le-am așezat aici și ne-am făcut un colțișor, care, că Emilian de multe ori spune, mă, că dacă vrei undeva să te duci, te rogi, te duci în bine și te rogi. De nimic nu este frică în lume, mai mult decât de singurătate. Foarte tare, nu ne închipui. Eu de atât și am adus-o pe la Venușca, zic că la Venușca 2 luni de zile, mai mult nu stă acolo, vii acasă. Nu știu pe urmă dacă să iei fata, acum să mă sunt cu dânsa, dar e tare greu. Nu înțelegem deodată. Chiar de multe ori mă uitam la vecinile mele, cum de femeile astea stau singurele, că acum am ajuns și eu la vremea asta, la momentele astea cele mai grele, că singurătatea e foarte grea. E foarte, foarte dureros. Știți, când e ca singurică acasă, se auia ca când plouă, mi-aduc aminte de dânsa și nu sunt lângă mine. Are un mare gol în suflet pe care nimeni niciodată nu-l va putea umple. Feciorul Ion acum mulți ani s-a dedicat credinței. Este călugăr într-o mănăstire de pe muntele Athos, în Grecia. Mă duceam în sat și îmi spune vecinile noastre, am văzut băietul tău la biserică. Eu nu știam nimica. Vecinile îmi spunea că el l-a văzut la biserică. Și l-a făcut pe dânsul ca el să întoarcă la credință. Și într-o bună zi, el a venit seara după masă și îmi spune, că mămică, noi ne-am hotărât, noi ne ducem la muntele Athos. Știți, atunci am început să-mi reparația în casă, la mine am o soră, la soră se ducea fata în America, dar eu se ducea în Grecia. Și plângeam și eu, și plângea și sora mea, Lena. Și știți, un an de zile noi s-am uscat ochii, în toate colțurile plângeam. Și-a pus mii de întrebări și mai multe scenarii a ticluit în mintea sa. Dar la un moment dat a realizat, copilul ei a ales calea credinței. Discută cu Ion mai rar la telefon, mai mult prin gânduri, iar întâlnirile lor au loc la nivel spiritual, în momentul în care se roagă în unison. Și eu într-o zi am vorbit cu Emilian. Emilian, te rog, trebuie să facem ceva, să vorbim cu Vainușa, numai decât că eu nu mai pot. Și apoi Emilianu a sunat la preotul nostru, Vecislav, a găsit numărul, am sunat și el spune, că mămică, vă rog frumos, că nu mai sunați, că noi voi îmi faceți aici probleme. Eu am venit aici la credință, n-am venit aici la lucruri ușoare, dar o să am venit aici la credință. Eu am spus, Vainușa, vreau să aud glasul și să te văd chiar într-adevăr, că tu ne-ai spus, dar nici nu ne-a spus, nici nu ne-a clarificat până la urmă, că eu nu știam unde el s-a dus. Pundeam, Emilian i-a lămurit, i-am vorbit cu dânsul și pundeam, eu știam unde el. Un an de zile nu am putut să mă liniștesc. Nu știu de ce el a făcut pasul ăsta, că nici acum nu poate să ne lămurească și nici nu... Aș vrut să-i spui de ce a făcut el alegerea asta, dar așa că nu. Poate Emilian, într-adevăr, că eu a vorbit ca doi frați și știi de ce el a făcut pasul ăsta. Dar eu ca mamă încă nici nu știu. Prima reîntâlnire cu feciorul Ion a fost pusă la cale de restul copiilor. Mama nu bănuia ce îi se va întâmpla, dar a văzut o parte din realitate în vis. Noaptea m-am culcat și am visat. Și am visat noaptea, eu am văzut în Grecia. Prin vis eu am văzut toți munții și ei și în vis mi s-a arătat că Nenuța și cu Lavinia s-au suit pe niște munți și parcă eu strigam la dânsele, te rog, nu vă suiți acolo, zic, dacă cazi jos, la așa o adâncime în jos, zic, Doamne ferește, și poate să întâmple acolo. Și ei și-am visat eu în vis, într-adevăr când mergem pe drum, un drum așa drept, cu o pași pe o parte și pe alta, și ei și-am văzut în vis, am văzut în realitate în Grecia. Și Emilia... Dar s-a spus unde vă duceți? Nu, deodată nu ne-a spus. Pe urmă eu i-am vorbit cu Marina și îi spun, zic, Marina, zic, eu mă simt rău, la mine se ridică tensiunea, voi mă duceți, dar nu știți unde, nu știu unde. Și abia Emilian a venit și mi-a spus, că mămică, noi ne ducem la Grecia. Eu am plâns vreo 15 minute, zic, dați-mi voi să plâng, să-mi dau seama că eu într-adevăr mă duc acolo. Și când mă uit așa cu ochi, când mă uit, dar eu îl văd pe dânsul, dar el era îmbrăcat în tot negru, pus nasa pe cap.
și cu rucsac în schenare și eu când l-am văzut acolo, noi toți am început a păi, era Mărină, tot familia noastră eram acolo. Timp să ne stăpânească la acolo, am început și el a plânge, toți am plâns. Acest moment a fost foarte interesant și foarte așteptat pentru o mamă. Când îi simțesc lipsa, fac rugăciune și apoi mă liniștesc, plâng, fac rugăciune și apoi mă liniștesc. Sau dacă am posibilități, pot să-l sun și pot să vorbesc cu dânsul, ca noi să ne eliminăm durierile unul la altul. Întotdeauna, de câte ori vorbesc cu dânsul, de atât plâng și eu și plâng și el și asta este, nu pot schimba nimic. Despărțirea de un copil a însemnat mult mai multă atenție din partea celorlalți. Probabil și din acest considerent, Emilian Crețu a decis că mama lui este o regină care merită atenție și condiții regale, iar drumul lui în viață neapărat va duce spre casa din Negureni. Emilian și chiar și Ninuța toți când vine acasă mă dezmeardă, ne spune diferite cuvinte frumoase și eu mă simt atunci chiar o mamă împlinită că am așa copii și mulțumesc Domnului. Veni și momentul legendarului loc din Cuhne în care mama visează să-i vadă din nou pe toți patru grămăjoare. Lejanca, eu aici la prima lejanca asta, de fapt eu fost invers, acum nu e schimbat. Aici eu noi am crescut toți patru copii. Aici au fost dormitorul la copiii mei. Și aici de câte ori vine de la Chișinău Emilian, iarna chiar... Chișinău! Apoi vine și facem foc aici la lejancă și lejancă acolo ne așezăm și mâncăm. La Renușca, cât taie, atâta pui și în guriță, da? Îți plac castraveții? Din câte v-ați dat seama, Cuhnea și Lejanca sunt sfinte. Nimeni n-ar îndrăzni să le atingă, pentru că sunt un depozit de amintiri scumpe, în primul rând. Și noi doi. Eu! Asta e eu! Dar ne stăruiam de fiecare dată ca să fii sătuiești, că mâncam și noi. Dar copilul întotdeauna trebuie să fie sătul, părinții trebuie să mai aștepte. Emilian, tot că era băiat, îl puneam să fac curățenii. M-am dus odată la Dubasari, la niște neamuri. Și când am venit acasă, am găsit toate ștergarele care ștergeam eu mâinile, făcute plășinte. Și fiecare lucru de la bucătărie tot era schimbat. Nu era unii l-am pus eu, dar el a făcut. O schimbat, ca el să vadă cât loc a fost mânuța lui. L-am pus odată să fac curățenie aici în Cuhnea asta și-a făcut curățenie și nu șters vodeala sub ceva. Și-a plinit bătaia atunci și l-a acceptat să nu faci așa de fiecare dată, trebuie de acolo de disupat, scos praful și să fii curat. Și acum chiar nu de mult mi-a adus aminte. Mami, ți-ai minte când am făcut curățenie sub ceva, n-am plinit bătaială? Maria este prima care a făcut corectări în cartea de bucate a mamei. I-a adăugat și niște denumiri sofisticate italienești. Acum când vin acasă, fac mâncare la mamica care m-a învățat soacră. Involtini. Cum? Involtini. Carne. Emilian nu aude de mine. Eu spun carne cu carne, învelit cu carne. Soacră, ce n-a aduce aici acasă? Anul viitor. Anul este mami că am spus nu vie că-i bărbac în casă. Reparații. Nu, te rog, nu, atunci te rog frumos că-i mărtărie și-i bătea cu tot locul. Da, nu viitor să vină. Noi ne-am văzut, a venit mamica în Italia. Ne-am întâlnit la Chișinău cu mamica, era rușine. Soacră mea, eu gospodină. Tare, gospodină, și mamica știe ei, și-a zis că nu, te rog, la mine bătac. Dar nu eram bătac, era curățenie în casă. În ziua filmărilor, gustoșeniile din specialitatea casei n-au provocat de-a binelea poftele și papilele gustative. Numai tortul cu zeleoncă cât face. Chiar dacă masa nu-i rotundă, e sovietul sătesc. Dacă tot am vorbit astăzi despre visuri, vreau să vă propun să gustați împreună cu mine. Nu știu dacă la voi în sat se făcea tortul care am să-l fac eu acum, chiar dacă la vine un pic a fost șocat ce fel de tort e ăsta. În anii 2000 nu trimite nimic colete la Vinușca cu torturi gătite. Deci, tortul copilăriei mele este nevoie de următoarele ingrediente. Biscuiți, cei mai simpli care sunt pe piață. Avem nevoie de o sfeclă roșie, avem nevoie de un neapărat compot, smântână de casă și zilioncă, ca așa se zice, verde de briliant. Din păcate nu am găsit bunica anuare, o să facem fără el. O secundă, dar
Voi mâncați torciola cu zilioncă? Mâncăm torciola cu zilioncă și hai să mănânci tu și încă și o să-ți plac. Hai, te rog eu. Deci, avem nevoie de biscuiți. Compotul este pentru a înmuia un pic biscuiții. Opa, 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 opa. Chiar dacă sunt și vișne, nu este... Așa. Vara lucram cu ziua la cules castră pepini. Și la final, când se închide sezonul și trebuie să venim la școală, noi, toți cei care lucram acolo, trebuie să facem un fel de adio zarabotcă. Și veneam fiecare de acasă cu și ieși de Dumnezeu și eu tot timpul îi cuceriem. Am cucerit și toți colegii mei de clasă cu acest tort magic, tortul copilăriei mele. Am făcut așa un tort frumos, am ușor să vedeți decât să vorbesc. Din asta facem suc, etajat, cu două etaje, am făcut toată la 8 martin. Deci secla roșie este pentru a colora, acum e unt, dar de fapt era unii untul. E aici? Era margarin, pentru că unt pe vremea aceea nu prea era, era, dar numai la Chișinău, la Negurini untul nu a ajuns. E zopit în Chișinău și atât. O să facem acum un fel de suc pentru a colora untul. Niciodată când nu este zilionca, verde de briliant. Sunt mai gata, da? Așa, la nu știu, iau furculiță și mestec foarte bine untul cu... O linguriță mică, mai bine. Nu, e bună. E, da. E așa, era făcut, draga mea, tu crezi că eu facem și tare, Nina? Eu fac exact, reproduc exact ce și-a fost atunci. Lavinușca, tu ai adus în colindul să mergi? Și adă o farfurică, Luna, un șervețel, o hârtie. Ștergem farfuria. Eu când eram главный повар la acasă, la sărbători, apătăți vin eu. Dacă eu eram șeful, eu putem să-mi permit să gust cum e smântâna, cum ies pârjoalele. Și apoi, dă-te rog și mie să gust. Nu, nu, numai la masă, știi, stai mie să armani, stai. Mâiem biscuiții în compot, neapărat de vișnă, ca să aibă gust și de fructe. Că... Așa. Schimbăm direcția. Să minte când ai de ei spui untul, Emilian, și chica o lecțică de suc de ăsta și trăchei tot torțe. Doamne! Vezi că îți prinde încet ușor. Culoarea. Voi nu credeți că o să fie trandafirii roșii, roșii, roșii? E așa, o leacă rozoliu. Erau biscuiții atunci, cred că vreo 14 lei kilogramul. Și eu trebuie să, cumva să o măjez pe mămica sau pe tăticul. De unde îți găsesc eu biscuiți? Odată într-un an chiar nu am avut și n-am făcut tort la o sărbătoare. Și am rămas și colegii mei. Nu știu putea plânge când ai adus tort. Tort firmenii. Așa, odată tot la școală de 8 mart, dar era post în minte. Noi ne întreșim, acu e tortul meu frumos și meu gustos. Și era post. Și o colegă de-a mea, Iulia, fata preotului, a venit cu tort de post, nu cu smântână. Și eu am făcut tot așa, biscuiți cu povidlă. A venit, v-a spus că poftim. De sărbători nu erai în rând cu lumea dacă nu intrai cu tortul în mâini la școală. Și ferească Sfântul să nu-l înfrumusețezi gospodărește. Aici o floricică din cremă din sfeclă, pe colo o frunzuliță cu verde de briliant. Te pui cu imaginația și creativitatea negurenilor. Acum e la modă, naked tort. Abia ca eu în 2000 facem naked tort. Și ca uitați-vă și de, și de frumos. Și dar nu e alb, nu e alb. Dacă sincer am uitat ce fel de floare facem. Nu, nu, las și pe tare. Facem niște crizanteme. Eu oricum atunci ieși. Deci eu știu că este neapărat nevoie să faci pe mijloc așa un fel de... De tine ce? Iată. E ca un trandafiraș. Așa era, Nina. Nu e adevărat, nu era așa. Mai, era, forme. Avem forme, acum nu sunt. Acum încercăm să facem, am ușa să vedeți, un trandafir frumos. Eu nu sunt artistă și erau petale. Păi, uite, 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 ce gustos e. Așa. Sunt gustul, îi simt. Așa. Aș fi împărță. În asta ajung tău. Am făcut o mașcat de atâta. Dintr-un capăt în altul. Hai, bravo. Să ajungă. Stop, n-am să ajungă, stop așa. Ia ca facem așa. Și aici ea, nu? Nu trebuie să faci. E cel mai complicat la un tort să faci design, nu?
Trebuie să te duci aici un pic. Aici doar așa, tic-tic. Dar acum nu... Sau cu seringa tu fășiei, moș crășor. Da, cu seringa, doamne. Trebuie să plecăm să aducem deodată. Și mama e tare. Iată ceva de genul ăsta. Era mult mai frumos tortul, cel actual. Nu exagerați, că e așa mai foarte frumos. Eu cred că aș putea să-i fac concurență lui Negara. Da, voi veți spuneți că el nu-i frumos. Iată cam așa arată tortul copilăriei mele. Din păcate voi... La mine! Acum trebuie să așteptăm vreo jumătate de oră să-l punem la rece ca el să se răcească. Vă doresc poftă mare și sunt sigur că o mare parte din voi anumit ordine ăsta ați făcut. Vă pup. Trebuia să fie aici niște frunzuliți cu verde. Muștele nu sunt după regie, dar ele nu de-o venit. Sunt vecinile care au limba lungă. O veniți să vadă și tortul a făcut Emilian Crețu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă pup și vă iubesc. Și nu uitați, Emilian Crețu ăsta care este aici înseamnă toți cei care mă urmăriți. V-am pupat, vă iubesc și bem cu un pahar de gin. Vă bem! Acum că tot lăudăm pe stomacul gol, fie vorba între noi, din tort n-am gustat că a fost pus la rece. În schimb, avem promisiunea gospodarului că la vara viitoare ne cheamă la scăldat în propria piscină, despre care mama, apropo, încă habar nu are. Iată, aici cândva, când eram eu mic, era ocolo. Aici erau păsările, vaca, calul, poarta era aici, poarta aia mare care este la vecin. O chestie foarte importantă despre care mămica chiar nu știe. Eu îmi doresc foarte mult ca la anul aici să fac un bazin. Pentru că așa, la bătrâneță, mamne, eu la bătrâneță am unii spălași, unii scăldau oasele. Nu știu, eu vreau să mulțumesc în primul și în primul rând oamenilor care au contribuit ca visul meu să devină realitate. O să încep mai întâi cu echipa de la Montaco, care au dat dovadă de profesionalism. Au venit pentru că eu îmi doream foarte mult casa mea să pară un pic mai mare și mă temeam ca pereții n-o să țină această mahinație de acoperiș și ei au venit, au calculat tot până în ultimul amănunt, au zis că Emilian se poate. Eu vreau să le mulțumesc tare mult pentru tot. Și nu uitați, dacă Mișa Hulpe, a Anastasiei și a lui Ion din Negureni, așa cum îi se spunea lui Emilian, a crezut în vise și a realizat o frumusețe de casă în satul lui de Baștină, fiecăruia dintre voi îi stă în puteri să-i urmeze exemplul. Să știți că puterea gândului și ajutorul celor din jur fac minuni. Apropo, salvatorii lui Emilian Crețu au fost agenții Fațade 3D și Montaco. Cele mai bune și calitative fațade le găsiți la Fațade 3D, o echipă de super profesioniști care te vor consulta ca la carte și îți vor oferi servicii calitative la pachet cu setul de materiale de brand. Iar cei de la compania Montaco, având o experiență de 10 ani de muncă, cu peste 200 de montări de acoperișuri în Moldova la cheie per an, la sigur vor satisface cerințele chiar și a celui mai pretențios client, pentru că ai noștri de acasă știu să presteze servicii la nivelul celor de talie internaționale. Vreau să-l mulțumesc tare mult și băieților de la Fațade 3D. Cu ei am discutat cum o să arate casa, ce culori o să aibă casa, ce fațade, cum o să fie pragul, cum o să fie teracota, tot. Chiar le mulțumesc pentru că împreună cu mine, chiar dacă a fost o vară destul de anevoioasă, eu trebuia să vin urgent acasă, să mă uit, dar le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru ca visul meu să devină realitate și vă îndemn și pe voi, dragi prieteni, dragii mei urmăritori. Dacă vă doriți ceva din toată inima voastră, indiferent că casa e la 100 de km de Chișinău sau casa este în Moldova și voi locuiți în Italia sau Spania sau Moscova, investiți nu doar în casa părintească, dar investiți în primul rând în visul pe care l-ați avut când erați mic. Vă pup și vă iubesc și o mare bogăție a mea, eu deseori o zic, sunteți voi oamenii care apreciați tot ceea ce fac eu. Kiss de la Emil cu stil. Partenerul general al proiectului este magazinul de materiale de construcții Altdorf Technic, de culoare casei tale.